O nouă zi de investigație. Ora 7:30. Subiectul nostru pleacă de acasă. O echipă de detectivi este pe urmele ei și ne asigură că femeia se îndreaptă către serviciu. Ora 8:30. Dan părăsește locuința și în scurt timp ajunge la hotelul unde a fost văzut și cu o zi în urmă. Experiența detectivilor noștri își spune acum cuvântul. În scurt timp vom putea vedea concret ce se întâmplă în camera unde știm că se află Dan. Bună ziua, bună ziua! O șapare din partea casei. Sunteți clienții noștri Fidel și Moș așa șapare. Da, mulțumesc! Hai! Ce vrei? Faceți tu? Da, da, faceți. Mulțumim! Bună. De ce? Păi, pentru că te așteaptă multe surprize. Altele în afară de astea, ce altele surprize? În afară de asta. Ghici, 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 ghici. Nu ghicești. Nu ghicești. Bine, îți dau un indiciu. O să-ți măresc... Nu. Salariu! Asta în prima fază. Și în a doua fază... Surpriza, surpriza continuă. Bomba bombelor! O să te un șef de departament. Dai seama cum o să rămână toți? Care... Nu contează. Oricum, care se așteptau să mă dea afară. După concediul ăsta lung, cred. Nu se te bagă înăuntru, să te dau afară. Și medical, și concediu, ce să gata, nu mai... Da. Nu vine să cred. De-abia aștept, de-abia aștept. Deci fii atent aici, că sunt 2 ore de când a intrat cu femeia în cameră. Și la cum a tăbărât aia pe el, e clar ce se întâmplă acolo. În timp ce soțul e pe cai mari, Anca se îndreaptă abătută către un parc. Aceasta se întâlnește cu o femeie. Cum te-ai hotărât? Gata? Da, ce să fac? Nu am ce să fac. Trebuie să vând casa, pentru că soțul meu este foarte bolnav. Și am găsit un medic în Turcia printr-o conștiință. Sper să facă bine. Am înțeles. Da. Nu am mă gândeam cum de te-ai hotărât așa nu rapid. Nu am de ales, n-am mâncat. Să vinzi casa bunicului, pentru că știu că ai amintire acolo. Nu am de ales, trebuie să fac într-un Îmi pare tare rău. Nu mai avem nicio îndoială că subiectul nostru crede orbește că soțul este grav bolnav. Tocmai a decis să vândă casa bunicilor ca să facă rost de bani și să-l trimită pe Dan la tratament în Turcia. Ora 15:30. Dan a venit din nou la spitalul unde soția lui crede că își face terapii pentru cancer. Vorbește la telefon și se pare că va avea o întâlnire. Oare despre ce este vorba de data aceasta? Bună! Hey, bună!
Ce faci? Bine, tu? Bine, uite la muncă. Uite, am altă banca, să vine să mă ia. Da? Și că nu mă simt prea bine. Ți-e puțin rău? Da, mi-e puțin rău. Da, Anca? Păi, Anca... Bianca. E... Știi ce mi-a făcut, că tu știi povestea bine. Știu, dar copii, nu știu, e ok cu copii? Păi asta e, o las să-l tragă, să vadă și ea. Oricum, la ce mi-a făcut ea, e nimica tot de ce fac eu acum. Da, dar totuși cu baba nu prea e ok. Nu mai spune babă, mă, că nu e babă. Dar cum e, mă, e în floarea vârstei, nu? Da. Dar tu știi de ce îți face să-mi dat toate poftele? Nu știu, Sana îți face toate poftele, de ce? Nu știu. Pentru că te iubește de asta și poate ar trebui să te gândești mai bine ce să faci, pe care să aleg, nu? Și eu simt ceva, știi, dar pentru banii ești și să aleg, nu pot de ce pentru să aleg. Pentru banii, a? Că mă simt ca un rege, știi? Am două femei, ea e acasă, Anca gătește, face tot ce... Plus că, te-am zis, e nimic pe lângă ce mi-a făcut ea mie. Mai dar și nu trebuie să o gândești așa. Și cu Sanda e altceva, te-am zis, stau bine și financiar, e și bine ea că... Ca femeie, ca femeie, ce-aș putea să mai îndoresc altceva? Păi și banca, tu ce crezi că ar face dacă ar afla toate lucrurile astea? Păi de ce să afle? Anca e acolo acasă, e bine pe treaba ei, Sanda e pe treaba ei, ce, de ce? Dar tu știi că Sanda totuși speră că tu într-o bună zi o să divorțezi și o să fii bărbatul ei cu normă întreagă. Păi da, mă, dar Sanda nu poate să fie... Nu e bună de nevastă. De ce nu e bună de nevastă? Păi... E femeie de afaceri, femeie de acțiune, nu și dacă să... e femeie de afaceri, nu poate să fie soție? Păi nu poate, că uite, Anca mă răsfață, îmi face de mâncare, mă spală, îmi gătește. Are grijă de copii. Are grijă de copii, mă alintă. E bună ca nevastă acolo, știi? Dar soaia e acolo. Da, soaia e acolo, pe când Sanda nu poate, ce nevastă să fie? Trăiesc aventura vieții mele cu ea, vrei să te mii? Vrei să-ți spun, și bani, vrei și... să-ți spun cum sunt partidele de amor, plus bani, plus... E totul perfect cu ea, nu? Da, deci, adică nu aș vedea-o niciodată să fie soția, știi? Ce are Anca, n-are Sanda, ce are Sanda, da, n-are, da, Anca, nu? Da, Anca ar fi la inimă, Sanda ar fi la pat, să te zic, cam asta ar fi treaba între ei. Le am amândouă la picioarele mele, ce... Aua, eu le conduc, uite ce le învârt. Ești un Don Juan, nu? Băi... De România. Hai. Ca să ne fie clar, am aflat și cine este fata cu șpaga. Asistenta doctorului care îi susține lui Dan boala. Totul este clar. Opresc filajul aici și îl sun pe Ernest. Ernest a stabilit deja întâlnirea cu doamna Bunescu. Mama Ancăi a anunțat că va veni însoțită de cuscra ei. Se pare că cele două sunt chiar apropiate. Ernest ne-a spus doar că pentru această întâlnire are o strategie puțin diferită de cea obișnuită. Vom afla împreună cu dumneavoastră despre ce este vorba. Sărut mâna! Bună ziua! Mersi, David! Sărut mâna, doamna Dora. Ernest Francis Canalde. Îmi pare bine. Ce faceți, doamnă? Cum sunteți? Cum e fiul dumneavoastră? Nu sunt bine. Îmi imaginez. Băiatul meu este foarte bolnav. Este și mai tânăr ca dumneavoastră. Ce mă fac? Eu știu de la medic ce are băiatul meu. Știu că are cancer. Da. Aveți copii? Am un băiat și eu. El are doi. Să vă trăiască. El are doi. Ce ne facem? Totuși se mai întâmplă și minuni. Mai există speranțe. Ce speranțe, domnule Ernest, când zilele lui sunt numărate? Cum este să fiți în pielea mea? Ca mamă. Mai bine să mor eu înainte decât ea. Nu gândi așa. Nu se poate așa ceva. Nu se poate. Mai ales în situația în care vă aflați cu nora dumneavoastră, cu bănuiala asta de infidelitate. Ce vreți să spuneți, domnule Ernest? Înțeleg că ați vorbit cu cuscra dumneavoastră, nu? Da. Da. De asta și am apelat la dumneavoastră. Să, știți să facem, da, da, lumina, vrem în să cazul știm adevărul, meu. Da. Ei bine, Anca l-a înșelat. Da, da. L-a înșelat. Doamne ferește. Vreau să vedeți ceva. Nu se poate așa ceva. Vă mai aduceți aminte, doamna Dora? Ziua în care v-ați întâlnit cu Anca? Da. Și discutați despre Dan. Da. Fiți că îi luăm noi copii, că avem noi grijă. Aici. Vreau să ascultați cu mare grijă. Lasă-mă pace. Ce cauți? Ce vrei? Că nu înțeleg. Hai, te rog, nu fii așa. Acum 6 luni erai rea, dar cum îmi plăcea mie. Vlad, ai nebunit, ce ai? Haide. Vlad, lasă-mă în pace, ești nebun, ce ai?
Aoleo, nu se poate o așa ceva. O calc în picioare pe treaba asta, vezi ce-i fac eu. Doamne. Cu scră, noi ne cunoaștem. Da. Să nu cumva să reproșești ceva, că eu pun mâna pe ea să vezi ce-i fac. Dar cum uite să nu reproșez? Cu scră, lasă-mă-n păi pace. Voi, așa am voi învățat-o eu? Băgați în mormânt. Voi îl băgați în mormânt. Eu? Da. De ce? Eu cu fita. Pe cum? Dacă eu gândeam așa de rău, apelam la omul ăsta bun ca să mă facă lumină în caz? A plecat de lângă dumneavoastră și la două blocuri de distanță s-a întâlnit cu el. Acum 6 luni a fost o greșeală. Da? Am greșit. Acum am familie, îmi iubesc soțul, am copii. Adică ce vrei să zici, că este o greșeală? Nu am vrut să sun așa. Vrei să zici că am fost o greșeală? Nu, scuze, nu am vrut să sun așa, doar că s-a întâmplat. O ușuratică, ce să fie? Dar cum se poate așa ceva? Păi nu știu nici păi eu. Cum? Nu știi? Nu păi știi nu ce știu, se întâmplă? Am fost eu cu ea, m-ai văzut pe mine acolo păi cu ea? Păi nu te-am văzut, dar nu știi ce face fita? Păi dacă știam, apelam la domnul Ernest. Noi am ținut socrii, am ținut copiii ca să fie bine la lui Dan. La mine n-au venit cu ei. Eu, să știi că cu Dan, cu băiatul dumitale și ginerele meu, m-am înțeles perfect, o să-l întreb. Am și avut noi discuții. Și mai aflăm ceva de la amantul fiicei dumneavoastră. Fiți un pic atent. Ce s-a întâmplat acum 6 luni? Îmi spuneai că nu mai suporți, că nu știi cum să scapi de el, că n-a dat Dumnezeu să crape. Și acum ce faci? Am avut un moment de rătăcire, atât ca tot. Da? Acum lasă-mă în pace. Da? Vai de capul meu, că nu știe să scape de bărbatul său. Doamne ferește! Că de-abia așteptai să crape. Doamne vai ferește! Vai de capul meu, deci e clar că vrea să-l bage în pământ mai repede decât a zis medicii. Dar ce prost, îi vorbește gura fără ea. E, da. Dar o știi că n-are suflet rău. Nu, nu știu ce cu ea are, o rătăcire. Este amantul ei mai de demult, probabil se cunosc de mult, pentru că nu se cunosc de ieri de azi. 6 luni, că am auzit. N-a zis 6 luni? A zis că acum 6 luni ți-ai fi dorit să divorțezi. Nu știai cum să scapi mai repede. Să și divorțeze, măgărița bătrână. Vai ce de e. Capul meu. Ești tare prostuț. Nu știi la ce bărbat ai cu picior. Lasă-mă în pace, te rog frumos. Pleacă. Vezi-ți de treaba ta, lasă-mă în pace, uită-mă. Hai să mai încercăm o dată. Lasă-mă în pace, că am problemele mele. Nu mai agrava situația. Deci atât de bine o cunoaște. Dacă păi nu vezi ce reiese, că sunt împreună, trăiesc împreună. Înseamnă că tot are impresia că ea o să moară el mai repede. Gândiți-vă că poate știe despre Dan. Dumnezeule mare. Poate știe că are zilele numărate. Vă gândiți? S-ar putea să știe și ea. Doar că Dan a mirosit un parfum de bărbat pe ea. Aoleu. Parfumul lui. Fiți un pic atente. Asta e un parfum de bărbat care știu. Miroase un parfum scump, un parfum bun. Poate de la tata socru, că m-am rățișat. Adică tata a crezut că are bani de un parfum așa scump? Cred că nu s-a mai dat cu parfum de la nunta noastră. Cum să fie așa ceva? Soțul meu nu este în București. Cum știu să fac să mintă în halul ăsta? Adică a plecat de lângă dumneavoastră, da. S-a întâlnit cu respectivul. După care Dan... De minciuna, minciuna! Era și soțul dumneavoastră acolo? A îmbrățișat-o pe Nora? Nu e în București, soțul meu! Ce urmărește fiica dumneavoastră? Păi nu știu! Habar n-am, v-am spus de când ne-am întâlnit, domnul Ernest, că am încercat, că m-ați întrebat. Eu ca mamă, în calitatea mea de mamă, n-am stat de vorbă, am stat, am vrut să stau. Dar m-a refuzat. E schimbată la 180 de grade, nu mai recunosc. Adică și acum, când am și certitudinea asta... Nu știu ce credeți să mai că dacă minte pe toată lumea în față, nu m-ar minți și pe dumneavoastră? Pe minte pe toată lumea, mitomană! Băi, eu vin de la spital și tu ai fost cu el, nu? Ți-am zis, te rog frumos, nu te mai gândi la asta, gata, s-a terminat. Ce-a fost, a fost. Spune, eu nu vreau să... Știi și tu că înainte să intru în spital, să am problemele astea, vrei să divorțăm. Fiul dumneavoastră știe că a fost înșelat. Știe băiatul meu? Ați auzit ce a întrebat? Te-ai văzut cu ăla? Vai de capul meu! Nenorocit asta îl bagă în pământ. Ce mă fac? Mai bine mor eu decât adică să bagă... Adică cum e cu vrerea lui? E cu știința lui? E cu ok-ul lui? E cu aflat că doar nu e băiat prost, nu? A aflat că a fost înșelat. Vai, dar mi se pare că are o reacție foarte nonșalant, așa. Dar te iubesc. Fost, că l-ai fost, da, și eu te iubesc, dar chestiile astea nu pot rămâne așa. Adică să stai cu mine de milă, să te vezi cu el, să... Eu și-am un parfum scump, crede-mă. Nu m-am întâlnit cu nimeni.
Oare de asta s-a îmbolnăvit fiul dumneavoastră? Da, trebuie să convins. Asta, asta nu, nu, nu. Te rog. O fi fata dumitale, dar lasă-mă în pace. Te rog frumos, după ce că află că este bolnav de cancer, mai află și chestia asta că-l, că-l înșală. Ce se întâmplă? Păi eu știu. Iată meu, intră în pământ cu zile, moare cu zile, efectiv, da? Păi să sperăm că nu. E, nu. Iar vii cu parfum și se ajunge tot la treaba care a fost înainte. Înseamnă că vrei să mergi mai departe și ți-am spus mai devreme, spun și acum. Nu am avut nicio legătură Idiot. Cu omul ăla. Nu am avut nicio legătură cu omul ăla. Păi cum? Păi minte, minte, minte. Te iubești, te respecte, deci mama copiilor mei, știi cum e. Aș vrea să continuăm, dar dacă s-a ajuns să stai cu mine de milă, să te vezi cu cineva și după aia nu să vii la mine. Nu mai spune asta, nu e vorba de mai bine, lasă-mă să trec peste, că te-am zis, sunt puternic, sunt bărbat, văd eu cum... Nu mai spune asta, te rog de frumos, nu e vorba de nicio milă, nu m-am văzut cu absolut nimeni, știi foarte bine, m-ai prins atunci cu mesaje, a fost ce a fost, te rog, nu te mai gândi la asta, că îți faci singur rău. Îl minte în față pe băiatul meu, fita asta, și s-a făcut și eu să se întâlnească și lângă blocul meu. Nu, vă, nu le e rușine, nu vă e rușine, dar încercam păi, ceva mie, cu de ea. Ce? Păi da, de că e fata dumitale, da? Și trebuie să pui ceva. Păi e minoră? Ia stai puțin cuscă, păi ce e minoră? Cum? Păi nu se poate așa ceva. Mai răspundeam de ea că dacă e la minoră, dar după 18 ani răspunde ea? Păi nu se poate așa pentru ceva. Faptele ei, păi le-am făcut. Mai cuscă, am făcut eu faptele astea? Sau păi le-am făcut dar ea? Atunci ce facem? Păi hai să-i lucidăm, adică să ce lucidăm? Ce să aducem pe calea cea bună. Cert este, și faptele contează. Dacă vrei să fii acolo, lângă soțul tău, să-l încurajezi, să lupte. Păi nu, i-a dat bir cu fugiții și s-a refugiat în brațele amantului. Asta a fost soluția care a găsit-o ea. Să-mi spuneți dacă aveți tăria și puterea să vă uitați sau dacă de ceva mai grav decât nu. Atât? Mă uit să văd despre ce e vorba. Într-o altă zi a investigației, băiatul dumneavoastră leșină în casă. Dumnezeule, Doamne, Dumnezeule! Cade peste masa din sufragerie. Dani! Dan, iubitule! Ce-i cu tine? No, ce-i cu tine? Ce-ai pățit? Stai, nu vreau să mă vezi așa. Hai la spital, hai neapărat. Hai să ce la să fac la spital? Stai, hai să mergem la spital, uite-te în ce hal ești! Mama, nu mai că mă dai cap. Ce ai? De la terapia asta care o fac, zice, m-a slăbit și mă mai e cu leșine așa de bun. De câte ori ai picat? De câte ori ai fost în starea asta? De câte ori? Aoleu, Dumnezeule! Adică deja fiul dumneavoastră se gândește la momentul... morții? Inevitabil. Da. Și propune soției sale ceva. Dacă vrei să-ți refaci viața, sunt de acord. Că nu știu cât mai am de trăit. Dar vreau să-l aduc ei, să-l cunosc. Să știu și eu pe mâna cui las copii. Doamne, Dumnezeule! Măi, omule! Nu e vorba de asta. Eu nu am pe nimeni, înțelegi? Eu pe tine te iubesc și eu pe tine te vreau. Eu nu vreau să te pierd. Copiii te iubesc, ai o familie. Nu mai vorbi așa pe bune. De ce vorbești așa? Eu nu înțeleg tot timpul. Ai pe cineva? Ai pe cineva? Nu am pe nimeni. Nu m-am întâlnit cu absolut nimeni. Tu chiar nu înțelegi chestia asta? Tu chiar nu înțelegi că eu te iubesc cu adevărat? Că tu ești viața mea? Ești omul cu care am copii? Oh! Vreau să-l aduci aici, să-l cunosc, să știu și eu pe mâna cui las copii. Doamne, cât tupeu să aibă această femeie, cât tupeu și câtă minciună. Nu, în momentul ăsta vreau să mă duc să dau ochii cu fiica ta, cu monstru ăsta. Păi la asta eu că vrei să mergem acolo să facem iureș? Dar ce dacă o fac de râs? N-are decât să se facă de râs. Acum nu, cred că e bună atmosfera asta să o facem acolo. Nu se poate așa ceva, este o strâng de gât. Eu pentru copilul meu îi pe ea o strâng de gât. Mai bine intru eu în momentul de față. Să nu omor pe fiica ta. Plus că în momentul de față nu prea are cum să vă mai mintă, nu-i așa? Vai, păi, dar normal, vezi? Cum să mă mintă în continuare? Cum să mă mintă? Dar sunt și eu curioasă. Păi nu, ce? Dar merge la muncă. Păi nu, dar ce poate să merge, spună când nu, vede nu imaginile? Nu, mergem, hai la muncă. Zim și mie, te rog frumos, așteptați o secundă. Zim și mie, te rog frumos, unde e Anca? Da. A ieșit cu scântei, credem. Stai o secundă. Doamnelor, urcați în spate, vă rog frumos. David, te ții după mine. Da, da. Ok, trimitem și mie o locație. Așa facem, așa facem. N-ai vrea să știi, deci n-ai vrea să știi.
Anca este personajul negativ pentru mama și soacra ei, iar Ernest știa că așa va fi văzută. Aventura pe care femeia a avut-o este ca o secură deasupra capului ei și nimeni nu poate să înțeleagă cu adevărat motivele. Femeia este manipulată chiar de către soț și nici măcar ea nu-și dă seama. Cele două mame au venit să o înfrunte pe Anca și să-i ceară socoteală. Ce? Uite, am venit aici, hai să vedem acum despre ce este da, vorba, nu? Nu mă interesează. E, este... Nu te interesează, păi mă interesează. Fata ta e de vină, fata ta e de vină, să fie clar. Asta e. Nu mai știi să arăși cu cuvinte așa. Și care înșală. Hai să vedem. Stai, asta este. Ce te grăbești așa ca fata mare la maritați? Așteaptă. Dar de fapt, de noi de ce am venit aici? Bună ziua, domnul Ernest, de nou. De ce am venit noi aici? Păi, din informațiile pe care le am de la colegii de pe teren, fiica dumneavoastră nu este în momentul de față la locul de muncă, este la o florărie. Eu am un share location, doar că nu aveam cum să ajung acolo, era un sens interzis. Lăsați-mă doar o secundă, vă rog frumos. Am înțeles că e într-o florărie. A cumpărat un buchet de flori și cred că se pregătește. Hai să mergem. Ok, bun. Deci eu cum ies în bulevard, unde e florăria? Dreapta sau stânga? Haideți după mine. Zi-mi și mie cu ce e îmbrăcată, dăm niște semnalmente. Bine, ar trebui să o recunosc, dar m-ar ajuta să știu cu ce e îmbrăcată. Gata, am văzut florăria. E înăuntru aici. Domnișoară, doamnă, ce faci aici? Ce faceți aici? Cum ce facem aici? Ce le spui nu, ce faci mamă, tu? Mamă, soacră, mamă, la ce ești mirat așa că ne vezi? Ce caută Ernest aici? Ce-s cu camerele astea? Nu înțeleg. Păi, dar tu de ce faci aici, la florărie? Ce faci? Nu e muncă? Ne cerem scuze, doamnă, păi, pentru tot scandalul. Păi, mi-am cumpărat și eu niște flori. Care-i problema ta? Păi, dar trebuie să fii la cu muncă. Cu ce ocazie? E ziua cuiva? E ziua mea. Mamă, dar ce cauți aici? Cum ziua ta? Mai e la mișto? Veniți lângă mine. Dar... ce cu ce atitudinea asta față de mine? Mamă, dar ce cauți? Nu te-am crescut pe tine, nu tu pe mine. Am ia înțeles? Vezi, că-ți dau și două palme cât ești de mare acum. Mamă, dar ce cu circul ăsta cu camere cu Ernest? Care-i problema? Păi, oare ce e? Cum nu înțelegi? Dar ce s-a întâmplat? Dar să-l înșel pe bărbatul tău și să minți în halul ăsta, poți? Poftim? Cum poftim? N-am făcut nimic, poftim. Nu pofti că ți se pleacă, hai. Ia spune adevărul. Ce adevărul? Ce-i cu tine? Ei, lasă, domne, nici chiar... Mamă, să plecați! Nu știți vă ce așa? Doamne, ferește! Ia stai, domne, puține! Lăsați-mă cu bala cu bala! Rog frumos, nu mai agresați! Ce aici, stai, rog frumos! Auzi, dar nici nu mi-am dat seama. Dar ce reacția asta? Pe cum ce reacția asta după mine? Pentru ceea ce face? Pentru ceea ce face? Păi vorbești cu mâinile, vorbește cu gura! Nu mai aici, dar nu mai de asta. Mult de tot, frumos, eu sunt aici, acum sunt pe față. Nu mai iubesc, nu mai iubesc. Nu mi-a dat seama ce vrea să facă.